Bine v-am găsit! Sunt Brândușa Veră și vom parcurge devoționalul împreună. Textul de astăzi se găsește în Matei 2 cu 11. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Magii au ieșit singuri din Ierusalim. Când au ieșit pe porți, umbrele nopții începuseră să cadă, dar spre marea lor bucurie au văzut din nou steaua și au fost conduși la Betleem. Lor nu le fusese adus la cunoștință nimic despre starea umilă a lui Iisus, așa cum le fusese adus păstorilor. După îndelungata lor călătorie, au fost dezamăgiți de indiferența conducătorilor iudei și au ieșit din Ierusalim cu mai puțină încredere decât aveau atunci când intraseră. La Betleem nu au găsit nicio gardă regală cantonată pentru a asigura protecția împăratului nou născut. Niciunul dintre oamenii de vază ai lumii nu era de față. Iisus avea drept pătuți oiesele. Părinții săi, țăranii simpli, needucați, erau singurii lui veghetori. Putea pruncul acesta să fie cel despre care stă scris că trebuia să ridice semințiile lui Iacov și să aducă înapoi rămășițele lui Israel, cel care trebuia să fie lumina neamurilor și să ducă mântuirea până la marginile pământului? Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Sub învățișarea umilă a lui Iisus, au recunoscut prezența divinității și au predat inimile înaintea lui ca mântuitor al lor, apoi și-au oferit darurile, aur, smirnă și tămâie. Ce credință aveau oamenii aceștia! Se putea spune despre înțelepții aceștia din Orient ca despre centurionul roman de mai târziu. Nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Magii nu înțeleseseră planul lui Irod în privința lui Iisus. După ce obiectivul călătoriei lor a fost atins, s-au pregătit să se întoarcă la Ierusalim cu intenția de a-i face cunoscut lui Irod succesul lor. Dar, într-un vis, au primit un mesaj divin de a nu mai avea nicio legătură cu el. Evitând Ierusalimul, au pornit spre țara lor pe un alt drum. Tot așa și Iosif a fost avertizat să fugă în Egipt cu Maria și copilul. Îngerul i-a zis: rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul să-l omoare. Iosif a ascultat fără întârziere și pentru o mai mare siguranță a pornit la drum noaptea. Prin acești magi, Dumnezeu a atins atenția națiunii iudaice asupra nașterii fiului său. Ar putea Dumnezeu folosi vreodată un necreștin să facă ceea ce El dorește să fac eu? Vă doresc o zi binecuvântată!